Guvernanții au băgat companiile românești în panică. Directorii companiilor din țara noastră sunt pesimiști cu privire la creșterea economică de anul acesta. Ei spun că vor veni vremuri grele cu inflație mare și o creștere a șomajului. În timp ce guvernanții se tot laudă cu creșterea economică și cu măsurile luate pentru susținerea companiilor, antreprenorii descriu o altfel de realitate. Potrivit unui studiu realizat de cei de la Deloitte, nici măcar unul din cinci directori de companii din România nu crede că vom avea o creștere economică de peste 2,5%. Concret, doar 17% dintre participanții la studiu consideră că economia va crește cu peste 2,5% în 2023, în condițiile în care anul trecut procentul optimiștilor trecea de 50%. De asemenea, majoritatea directorilor financiari chestionați, aproape 60%, se așteaptă la o creștere economică de maximum 1,5%. Pe de altă parte, mai mult de jumătate dintre directorii financiari din România consideră că deteriorarea condițiilor economice va duce la creșterea șomajului anul acesta, față de doar o treime anul trecut. În plus, aproape două treimi dintre cei care au participat la studiu se așteaptă ca inflația să crească și în 2023, pe fondul perturbărilor de pe lanțurile de aprovizionare. Care au determinat creșterea prețurilor materiilor prime, mărfurilor, energiei și transporturilor, ce a condus în cele din urmă la amărirea prețurilor de consum. În paralel, companiile din România se așteaptă la noi creșteri de costuri, în special cu forța de muncă, cu producția și cu livrarea de servicii, cu transportul și cu finanțarea. Singurele costuri stabile conform estimărilor directorilor financiari locali sunt TVA-ul și impozitul pe profit. Iar cel mai mare risc pentru directorii financiari din România rămâne lipsa de angajați calificați, spun 63% dintre cei chestionați, urmat de reglementările tot mai numeroase. De asemenea, la riscuri sunt enumerate și reducerea cererii interne, riscurile geopolitice și fluctuațiile de curs valutar.